opinia mea, este chiar foarte greu, pentru că am văzut jocurile Victoriei Brănești în deplasare, obținut 4 puncte, o victorie și un egal. Aceste puncte le-a obținut după ce a fost condusă cu 2-0 de fiecare dată, deci are putere să revină. Este o echipă incomodă care, dacă nu ești atent și dacă nu suntem foarte atenți, ar putea să ne surprindă. Sper să nu se întâmple asta și sper să obținem o nouă victorie care să ne ducă mai departe o stare de spirit foarte bună pentru abordarea jocului din etapa următoare. Avem câteva probleme de accidentări. Lucrurile sunt puțin mai complicate din acest punct de vedere. Pentru că au trecut 11 săptămâni de când doi jucători, Pavlovici și Bledson, nu s-au operat. Deci am insistat ca acești jucători în maxim 3 zile să iau o decizie și să vedem ce vom face cu ei. Că nu este normal că atunci când începem pregătirile în iarnă, ei să înceapă recuperarea. Deci sunt câteva probleme care ne incomodează în acest moment din punct de vedere mental. Nici Pancu nu a fost vaccinat. Nici. Nu a fost la voi. Nici. Ați putea renunța la Pavlovici și Bledson dacă nu se vor opera imediat? Nu știu. Deci trebuie să vedem. Nu este vorba de renunțare. Este vorba că până acum acești doi jucători trebuiau să fie operați. Eu mă gândesc la retur. Pentru că în acest tur nu mai pot fi folosiți. Dar mă gândeam că dacă erau operați în timp util, acum puteau să înceapă recuperarea, iar din iarnă puteau să înceapă pregătirea alături de celălalt jucător. Or, după 11 săptămâni nu sunt operați încă. Deci o problemă. Vi-l doriți pe Osman în doi la echipă? Poftim? Vi-l doriți pe Osman în doi la echipă? Am văzut niște speculații în ziar. Nu aș dori, nu am văzut nicio speculație de remor, nu mi l-aș dori, nu să nu-mi doresc. Osman e un jucător bun. Ați discutat cu conducerea clubului în acest sens? Nu. Nu s-a discutat nimic de proces. Acest aspect. Și de întâi au cei doi, Glasman și cu... De amândoi ligamente. Aceeași accidentare. Ligamente de picioare sau? Da. Ce le scăpam pentru neprezentare? Nu știu, pe mine nu interesează meciul de mâine. Nu mă interesează dacă... Gherbeaș s-a întâlnat normal. E o soluție? Nu știu, văd până mâine. Sunt Mărteanu la 9 și Luz, s-au întâlnat și ei separat. Da. Sănătatea are o problemă. El a fost operat de fibromialgie. Are dureri. Vom vedea ce se întâmplă până mâine. Asta s-a făcut o alergare ușoară, dar... Și Milanov? Milanov are o problemă musculară de când a venit de la echipa națională. A vrut să joace și mă bucur că a avut caracter și a jucat la Craiova. Dar există o problemă. Cum se pare campionatul? Nivelul la care se joacă acum? Ce pot să vă spun? Este un campionat care se discută. Echipele mici au momente când obțin rezultate neprevăzute. Orice rezultat este posibil în acest moment. Pe toată lumea se pregătește, indiferent de valoarea lotului.
mai mult decât atât, avem dovedi și se vede că cu foarte multă muncă, foarte multă determinare, se anulează diferența de valoare dintr-o echipă și, și cealaltă. Sperăm să nu se întâmple la noi. Există în campionat echipe de care vă temeți? Nu e vorba de a te teme de o echipă din campionat. Fiecare meci își are istoria lui și fiecare joc trebuie să-l tratăm cu, cu responsabilitate și cu seriozitate. Și atunci nu vom avea probleme, cred eu. Se prevede. Jucătorii pe teren trebuie să dovedească acest lucru. Sunt acum mai multe echipe care se bat pentru a ajunge în plutonul fruntaș, mai multe echipe pretendente la titlu? Da, sunt, cred că sunt 7-8 echipe care oricând pot ajunge în față. Pentru că 4-5 victorii la rând deja te propulsează în plutonul fruntaș. Nu cred că cineva își închipuie că CFR Cluj a renunțat la ideea de a câștiga campionatul. Niște cum? Și sunt convins de acest lucru. Este o echipă valoroasă, o echipă care încă nu a cedat și nu și-a spus ultimul cuvânt. V-ați dorit un stadion plin cum a fost la Craiova? Îmi doresc să câștig jocul. Sigur că fiecare ne dorim ca atmosfera în tribune să fie la fel. Cine nu-și dorește acest lucru? Vasile, nu am avut probleme în general cu echipele mari și în general celelalte echipe care trag pentru parte din fața campionatului. Credeți că vor decide echipele mai mici campioana și echipele care vor ocupa podium, să spun? Orice echipă mică poate să pună probleme. Orice echipă mare poate să spună problemă. Deci jocurile sunt, rezultatul jocurilor sunt incerte până la ora discutărilor. Și nu poți să fii sigur că vei câștiga un joc până când nu obții rezultatul pe teren. Până atunci este foarte greu să crezi că poți câștiga un joc din aia. Să poți să fii sigur joc și câștiga acest joc. Nu. Este foarte greu. Că se întorc rezultate de la 2-0, de la 3-0, de la 3-1. Deci trebuie să fim pregătiți pentru orice în timpul unui joc. Este acum pe ce Vaslui o echipă de temut, având în vedere rezultatele obținute în ultimile etape? Deci, Vaslui, cred că în ultimele 6 etape a obținut cel mai multe puncte. Deci, din 18 puncte a realizat 16, ceea ce este un lucru important, un lucru semnificativ vizând valoarea jucătorilor și comportamentul jucătorilor în teren. Cele două victorii care le-am obținut în dauna unor echipe bune cu CFR Cluj la un scor care nu l-am crezut niciodată că în minutul 89 poate fi 5-1. Am câștigat și jocul de la Craiova, deci echipa are continuitate. Sper să nu oprim această continuitate și să o continuăm cât mai mult posibil. Ne pregătim pentru asta, muncim pentru asta. Din păcate, avem aceste minusuri medicale care ne țin puțin în loc.